O familie din Craiova a rămas fără un acoperiș deasupra capului în prag de iarnă după ce un incendiu le-a mistuit locuința. Incendiul a izbucnit în timpul nopții, flăcările s-au extins pe o suprafață de peste 80%. Din casa renovată recent a mai rămas doar cenușa. Incendiul s-a produs pe data de 25 octombrie, la sfârșitul weekendului trecut. Familia Badici a rămas fără acoperiș deasupra capului în prag de iarnă. Flăcările care le-au mistuit locuința au pornit de la un posibil scurt circuit produs la un vecin. Aici locuiau 7 persoane, dintre care 2 minore, de 7 respectiv 2 ani. Incendiul a izbucnit pe timpul nopții, iar membrii familiei nu au putut salva absolut nimic. O sumă importantă de bani a fost arsă, iar flăcările s-au extins pe o suprafață de 80%. Familia Badici renovase recent locuința, terminând lucrările anul acesta la sfârșitul lunii septembrie. Cei îndurerați nu au apucat să se bucure de casa proaspăt renovată, căci tragedia s-a și produs. Prietenii familiei solicită ajutorul oamenilor pe rețelele de socializare. Toți cei care vor să ajute familia îndurerată o pot face la datele bancare afișate pe ecran.